când mai veniți ca să vă întâlniți cu doamna doctor și cred că sunteți favorizați. Aș spune că dacă eu aș lua-o de la capăt acum și aș vrea să mă apuc să fac ceva pe lumea asta și aș avea facultatea terminată de medicină și aș fi așa zburătăcit, aș vrea să mă întâlnesc cu cineva care să fie doctorița Valirieș. Aș vrea să încep să învăț ce am de făcut cu ce am învățat de la un astfel de om, care, deși nu pare că știe atât, știe foarte multe. A îndrăznit să ne spună ceva din ce știe în această carte, care este o carte foarte frumoasă, este o provocare. Poate să fie pentru cei care fac masaj, este un manual extraordinar. Nu avem în România așa ceva, atât de frumos, esențial, explicat într-o limbă română, accesibilă tuturor. Iar pe de altă parte, pentru cine ar dori să se familiarizeze cu lumea masajului, această carte de asemenea este excelentă. Este bună pentru cei care vor să înceapă și este bună pentru cei care deja știu. Tehnicile de bază sunt aici, pozele sunt aici, dar ceea ce este în plus aici este sufletul acestei autoare extraordinare și acestei doctorițe deosebite, care știe mai mult decât ne arată ea când lucrează, că ne pun un ap, că ne masează într-o parte. Noi avem senzația că, uite, domnule, ca o furnicuță, știe și asta, și asta, ei și noi știm. Dar dacă am stat mai mult în preajma ei, am vedea că știe foarte multe. Deci, în afară de medicina clasică, alopată, pe care a făcut-o și pe care a cultivat-o cu seriozitate, iată o extensie, medicina tradițională, care înseamnă altă medicină. Deci, ceea ce face când face acupunctură înseamnă o altă medicină. Se gândește altfel, se tratează altfel și oamenii se vindecă pentru că, într-adevăr, în acel tip de medicină, cineva chiar se ocupă de sufletul tău. În medicina alopată pe care o cultivăm, știți și dumneavoastră, pacienți sunt mulți, medici sunt puțini, 5 minute, a venit, 2-3 cuvinte, s-a pus diagnostic cu medicamente, îi da banii, la revedere. Nici nu știi cui aparții. Când ajungi în preajma unui medic, așa cum este doctorița Ilieș, dintr-o dată simți că ai venit la cine trebuie. Adică te ascultă, vorbește și în afară de ce îți recomandă, te mai și masează, îți mai pune și un ac, îți pune o vorbă bună, îți mai dă și un supliment, te mai învață lucruri de aici ce ai de făcut, te mai cheamă la Tai Chi, deci mai mare drag, lucrează într-o manieră în care tot timpul ai ceva de învățat despre tine. Tot timpul ești într-un proces de autovindecare. Altfel, noi avem mentalitatea că, domne, am venit, sunt specialități, fiecare trebuie să ocupe de ceva. Domne, dacă eu sunt bolnav, să mă duc la cineva care are specialitatea să facă sănătos. Și mergem la popă. Preotul ne blagoslovește, ne ia banii, cumpără lumânările și cu ajutorul lui Dumnezeu ne vindecăm. Când venim, în schimb, la un centru de sănătate unde lucrează doctorița Valirieș, dintr-o dată Dumnezeu este sub forma energiei. Numai că are și omul care dăruiește și ne învață că starea de sănătate este o stare pe care noi în fiecare zi ne-o construim. Cum ne construim starea spirituală în fiecare zi prin rugăciune, să spunem, și prin practicile pe care ne le dăruiește doctorița Valirieș, suntem într-un permanent contact cu starea de sănătate. Starea de sănătate nu ți-o dă astăzi și după aceea stai liniștit 2 săptămâni, după aceea peste 2 săptămâni iar. Sănătatea este preocuparea noastră de toate zilele. Și pentru asta nu trebuie să facem multe lucruri, trebuie să facem puține lucruri. Cel mai important este să găsim persoana care poate să ne vorbească despre sănătate într-un fel accesibil. Pentru că medicina alopată ne vorbește într-o limbă specială, de lemn, în care trebuie să cauți prin agende, să te uiți pe nesă și chiar dacă afli termenii tehnici, dacă știi, înțelegi, dacă înțelegi termenii, nu înseamnă că te vindeci. Pe când, în această medicină pe care o practică doctorița Ilieș,
Când afli de energie, îți spune cum să faci cu ea, ce să faci, o simți în corp și știi cum să ți-o alimentezi. Sigur, nu este ușor să te ocupi de tine în fiecare zi, când noi suntem învățați să ne ocupăm tot timpul de alții. Suntem în familie, tot timpul ne ocupăm de alții, de alții și spunem că va veni un moment în care ne vom ocupa și de noi. Nu știu când vine momentul acela, că bate cineva în geam și spune-i 12 fără un minut, ți-ai făcut podul, ți-ai pregătit locul de veci, trebuie să plecăm într-o călătorie. Și atunci spui, doamne, domnule, mai am de ce fac, lasă că vin viața viitoare și o să faci ce n-ai făcut acum. Dar, dacă noi suntem persoane cu capul pe umeri și găsim omul care este potrivit, atunci o să începem să ne ocupăm de corpul nostru într-o manieră pe care în această carte doctorița Ieșnă prezintă într-un mod admirabil. Vă spuneam, cartea este o provocare pentru că corpul, dincolo de ceea ce ne vedem noi îmbrăcați, înseamnă nu numai formă, înseamnă organe. Noi când facem masaj, ne gândim că doamne ne masează pe corp, ne atinge pielea, contează foarte mult. Știți cum? Dacă mergeți, vă uitați peste drum, este acolo pajiștea aceea verde, da? Când este soare aprins, pur și simplu iarba nici nu se vede. Aproape este culcată. Cum vine umezeala, plouă puțin și soare, îndată se ridică iarba. Așa este și cu pielea. Pielea, la început, până o atingi, e ca soarele care te prăjolește puțin și în momentul în care are și ploaie și soare, dintr-o dată înversește. Pielea este organul, cel mai mare organ care are nevoie, culmea, de iubire. Noi când mergem și ni se face masaj, avem știința că ne masează corpul. Nu. Când, dacă vă face doctorița Ilieș masaj, vă masează sufletul. Pielea, după cum vorbim cu ea, după cum o atingem, după ce energie avem noi, ce dăruim celui pe care îl masăm, înseamnă pur și simplu să-l înviem. De aceea, se spune că vrem să mergem la unii, să ne maseze numai unii, că au niște mâini vindecătoare. Așa cum Iisus vindeca cu mâinile, și noi putem să suntem cu credința noastră, vindecăm și noi la fel, pentru că dăm din noi. Iar doctorița Ilieș exact lucrul acesta face și exact lucrul acesta îl spune în această carte. Cum să te apropii de celălalt, cum să-l masezi, în ce tehnică, pentru că revin, prin masaj ne atingem pielea, dar de fapt ne adresăm organelor. Câți dintre noi, să spunem, ne ocupăm de inima noastră? Noi nu ne masăm inima. Noi în inimă simțim suferința. Noi nu ne masăm rinichi, doar dacă ne doare mijlocul, ne mai punem nouă în brâu sau le punem în casă, dacă ne doare burta, luăm sticle cu apă caldă și le punem și ne tratăm. Pe când, în momentul în care suntem pe mâna unui specialist, așa cum este doctorița Valier, din momentul în care a început să ne maseze, din momentul acela a început să comunice cu noi energetic, prin intermediul pielii să comunice cu toate organele noastre. Și atunci când plecăm, noi spunem, Doamne, ce masaj plăcut a fost, noi avem oarecum o senzație externă la nivelul pielii, dar de fapt masajul s-a făcut acolo, în adâncul nostru. Nu rămâne niciun organ care să nu fie mângâiat, descântat, vrăjit de o persoană ca dânsa, care are foarte multă energie. Deși o vedem, este o mână de om, dar are o energie extraordinară pentru că ea și practică. De aceea, masajele pe care le facem totdeauna sunt cu recomandări sau cu constituirea de grupuri în care se face Tai Chi, pentru că, spuneam, nu trebuie să facem exerciții fizice. Trebuie să facem exerciții prin care să aducem energia. Energia pe care vă dă timpul masajului, este necesar să o întreținem cu ceea ce facem noi. Și dacă facem lucrul acesta, longevitatea noastră, într-adevăr, care este scrisă în ADN, se confirmă. Adică trăim mult mai mult. Pe de altă parte, suntem mai sănătoși, pentru că în momentul în care avem această senzație de bine, de plăcut, sistemul nostru imunitar este activat și când sistemul imunitar este în gama emoțiilor pozitive, atunci starea de sănătate este foarte bună.
Dar pentru asta, spun încă o dată, este necesar să ne întâlnim cu cine trebuie. Acest cine trebuie este doctorița Valiieș, care a scris această carte, în care, dacă vă veți uita, din curiozitate, veți vedea că ceea ce citiți vă merge la suflet, pentru că veți avea impresia că ceea ce citiți deja știți. Acesta este scopul a unei adevărate cărți. Când o citești, să nu te trezești așa într-un univers necunoscut și să fii speriat că nu înțelegi și nu știi ce să faci. În momentul în care citești, primul lucru care îți vine după ce citești este să încerci să vezi dacă e adevărat pe tine. Ăsta este rolul unei adevărate cărți. Să te provoace să vezi dacă ceea ce ai citit este pentru tine. În momentul în care începi să-ți cauți corpul, înseamnă că această carte este pentru tine. Când nu este o carte pentru tine, am citit-o pe asta și nu mă interesează, mai vorbim. Dar în momentul în care vezi și tu să vezi cum este acolo un oscior, cum este un mușchi, cum este când apeși, cum este când te masezi, înseamnă că ai ajuns unde trebuie. Nu este ușor să poți să pui suflet și să provoci pe cineva să caute, să se caute într-o carte. Pentru că noi, în primul rând, că nici nu mai avem timp să citim. Studiile arată că unul din patru persoane în România, în ultimii 2 ani, n-a citit nicio carte. Unul din patru. Vă dați seama. N-avem timp să mai citim. N-avem timp să trăim, că tot timpul trebuie să ogărim, să ne chinuim ca să putem ajunge pe ziua de mâine, poimne, etc. Dar minte să mai citim. Până la urmă, citim numai cărțile care, într-adevăr, produc ceva în sufletul nostru. Această carte este o carte care produce o schimbare și, în mod sigur, dumneavoastră care ați venit, cunoașteți autoarea și atunci plăcerea de a redescoperi ceea ce știți va fi și mai mare și veți avea confirmarea că ceea ce faceți pentru alții, ce ați învățat de la domnia sa, ce ați învățat să faceți sau ceea ce faceți pentru cei dragi, este într-adevăr certificat prin această carte. În plus, dacă o să vă uitați cu curiozitate, doar atâta vă cer, să fiți curioși. Când nu se vede, doamne, a făcut bine, n-a făcut bine, orice carte care este scrisă este un bun pentru toată lumea. Fiecare alege din ea ce-i trebuie, ce-i place, dar dacă este curios, sufletul îl va duce exact la ce are nevoie. Așa că fiți curioși și veți vedea că în carte, în afară de descrierea tehnicilor, veți avea elemente de reflexoterapie. Vă veți întâlni cu mâinile dumneavoastră. Noi cu mâinile mângâiem, facem treabă, dar nu ne gândim că pe mâini este proiectat întreg corpul și dacă la un anumit moment suntem necăjiți, bine ar fi să ne plecăm mâine, că înainte vreme, bărbieții, când porneau la treabă, își plecau mâine, da? Ziceam, Doamne, să facem o treabă bună. Și noi ziceam, uite, Doamne, își freacă mâinile ca să facă, oricum e puturos să faci mâinile, poți să-și trece mâinile 100 de ani, că tot treaba cea proastă o să facă. Nu este așa. În momentul în care facem lucrul acesta, se activează exact ceea ce spuneam. Dacă este pe partea, mai știm noi așa că sunt pe la târguri din lemn niște, ca niște, pe niște rotițe, să ne dăm cu, să punem talca. Și spune, Doamne, face reflexoterapie și noi la început o luăm, suntem veseli, facem două de trei ori, de trei ori și după aceea nu mai facem că, Doamne, trebuie să muncești. E adevărat, dar rotițele alea fac ceea ce, de exemplu, când vă întâlniți cu doamna doctor, face reflexoterapie, v-a învățat reflexoterapie, care înseamnă a acționa asupra organelor prin intermediul tălpilor. Nu mai spun că acum e la modă și cu urechea, pe semne, este și auriculo-acupunctura și, în mod sigur, în volumul celălalt, care este pe se scrie, veți întâlni lucruri și mai deosebite. Dar aceasta, deși este o cărticică, vă spun, dacă mă credeți, eu măcar citesc măcar 2-3 cărți pe săptămână. Asta este boara, fiecare cu boara lui. Unii muncesc, cum face alții, citesc. Da? Eu sunt boara mea să citesc, ca ei să muncească. Ok, și cu John. Dar în această cărticică lucrurile sunt esențiale. Deci exact ce ne trebuie. Cine nu știe nimic și vrea să se apuce de masaj, da? Deci citește această carte și cu cineva alături poate să devină extraordinar de bun. Iar dacă se și întâlnește cu autorul cărții, care pe lângă cele scrise îi mai
dezvăluie și din tainele universului energetic, atunci, dar, într-adevăr, putem spune că s-a scos. Vedeți, cartea, pentru noi cel mai mult înseamnă să citești și să înveți. Tot timpul, pe partea asta de să înveți tot timpul câte ceva. Dar cartea înseamnă și a te schimba. Noi nu înțelegem că schimbarea se petrece cu cât ne afundăm mai mult în cărți de felul acesta care ne arată că dincolo de corpul nostru este, pardon, și altceva. Fiecare, sigur, încearcă să-și prezinte Universul într-un limbaj cât mai accesibil. Dar, în această carte, datorită faptului că se vorbește tot timpul de, se face referire la viitoarea carte, la meridiane, la energie, de fapt suntem pregătiți să asimilăm ceea ce acum, din punct de vedere științific, este demonstrat ca fiind adevărat. Dacă cineva ne spunea înainte, eu știu, acum 20 de ani, 25 de ani, 30, ne vorbea de energie, cu toate că acupunctura, de exemplu, era și înainte de 89. Era pentru că era ieftin, ăsta era. Nu se mergea pe mecanism explicativ pentru că era altceva decât știam noi înainte de 89. Dar acum, studiile arată exact acest lucru. Că totul este energie, fizica cuantică este pe buzele tuturor. Înțelegem și noi că această telecomandă, telefonul, televizorul și tot ce avem electronic deosebit înseamnă energie. Și energia aceasta este nu numai pentru obiecte, este și pentru noi. Că și noi suntem tot energie. Numai că este necesar să știm cum să ne folosim de ea. Și atunci, ajungând la un specialist cum este Dr. Tavali Ilieș, atunci învățăm ce avem de făcut cu energia. Și după ce ne spune și cu siguranță când oamenii vorbesc pe ureche ne intră și pe alta ne iese, atunci trebuie să ne gândim să găsim ceva ca un fel de dopuri la urechi. Dopurile este această carte care reprezintă dopurile. Tot ce ați auzit acum și peste 5 minute vă rog să uitați, da? O să regăsiți amplificat și cu explicații deosebite în această carte. Nu uitați că această carte spunea ca provocare datorită multiplelor competențe pe care le are Dr. Tavali Ilieș, ne trimite încet încet și la fitoterapie, la tai chi, la suplimente. Ne trimite exact la ce avem nevoie fără să încercăm și să vedem cum este. Că la un moment dat noi auzim, sigur simțim nevoia să ne îmbunătățim viața, dar nu avem un mentor. Ceea ce este cel mai trist pentru noi este în jurul vârstei de 40 de ani simțim nevoia să schimbăm ceva și nu găsim pe cine să luăm ca reper. Pentru că unul spune așa, unul spune așa. Părerea mea este că să găsim repere acolo unde lucrurile sunt demonstrate de 5.000 de ani. Deci ceea ce face Dr. Tavali Ilieș și vă propune în sistemul acesta al medicinii energetice este un lucru care este descoperit acum de acum 5.000 de ani și cred că e păcat ca noi să ne apucăm să inventăm roata ca să ce? Avem exact, avem omul, avem cartea, avem competențele și cu ajutorul unei astfel de întâlniri putem să spunem că ne putem transforma. A fi în preajma unui persoane, cum este Dr. Tavali Ilieș, înseamnă o șansă, fiindcă, dincolo de masaj, ea vă propune un univers prin care corpul se poate revigora. Adică, nu este vorba numai de cel care face, ci este vorba de ce are în el cel care face. Pentru că dacă ne ducem la cineva care nu are echilibru, seninătatea și dăruirea pe care o are doctorița Ilieș, s-ar putea după masaj să ne doară toate. Ne dor oasele, ne doar încheieturile, doamne, mi-am mers la masaj, nu mai merge. Nu mai merg, domne, e foarte bun, ok, ține-l tu, cumpăr, pune la valiză, ia-l pe măta, tată, ok, eu nu mai vreau acolo. În schimb, dacă mergi la un terapeut, cum este doctorița Ilieș, care în afară de medicină, are și puterea de a dărui energia ei în ceea ce face, atunci, cu adevărat, sunteți în locul care vă dă nu numai sănătate, ci și speranță de viață. Noi vrem ca speranța noastră de viață să fie cât mai mare.
Nu știm cum, dar dacă suntem în preajma oamenilor de acest fel, care ne mai dau și cărți scrise în limba română, vreau să spun, adică pe înțelesul tuturor, atunci șansele noastre sunt extraordinare. Eu îi mulțumesc ei pentru tot ceea ce a scris, îi mulțumesc că prin ceea ce face se gândește la cei care își doresc aprofundarea cunoștințelor și își doresc să știe și mai mult, pentru că această carte este scrisă pentru cei care la rândul lor vor să-i ajute pe alții. Chiar și în familie, până la urmă, nu o să ne deschidem toți cabinetul. Dar dacă pentru cel de alături, pentru soțul, soția mea, pentru copiii mei, pot să fac un lucru minim, deci minim, care ca stare de sănătate înseamnă maxim, ca stare de sănătate înseamnă timp pe care putem petrece împreună și nu la policlinică, bani pe care putem să-i consumăm împreună și nu la medicamente și, în primul rând, legătura aceea caldă prin care suntem tot timpul împreună și ne dă starea aceasta de seninătate și de sănătate. Îi mulțumesc, dr. Zivalieș, pentru ceea ce face. Abia aștept volumul celălalt pe care o să-l, pe care acum îl duce spre final, care va fi o continuare a acestui volum, în care veți avea lucruri de învățat și mai multe și care, cu siguranță, o să vă fac atât de fericit, încât data la volumul 2, această sală va fi, adică vom fi și în intersecție și în tot orașul, o să vorbim la microfoane și o să vorbească și ea. Eu rog pe dr. Cavalier să vă spună și ea câteva lucruri despre această carte, care este, vă spun din prisma specialistului, este o carte de care avem nevoie, este o carte extraordinară. Vă mulțumesc! Bună seara din nou! Îi mulțumesc și eu domnului profesor Bădălinescu pentru această prezentare a cărții. Ideea cărții a plecat de la faptul că era necesar de un ghid, în primul rând pentru cei care au absolvit cursurile de masaj. Și pe unii dintre voi nu v-am mai văzut tocmai de când ați absolvit și mă bucur să vă văd în această după-amiază, în această seară. Și m-am gândit să vă ofer acest cadou, acest ghid, pentru că de-a lungul anilor, unii dintre voi ați făcut acum mai mulți ani și de-a lungul anilor cursul s-a tot îmbunătățit datorită faptului că, într-adevăr, am studiat și eu din ce în ce mai mult, am fost și pe alte meleaguri de unde am adus informații noi și atunci s-a modificat foarte mult, s-au modificat informațiile pe care le ofeream în cadrul cursului de masaj. Și pentru că pe unii v-am format acum mai mulți ani, m-am gândit să vă ofer acest ghid, să scriu acest ghid, tocmai pentru a sintetiza noțiunile pe care deja o parte dintre voi le știți. Iar cartea, bineînțeles că prezintă, așa cum și domnul profesor a spus, prezintă informațiile într-un limbaj foarte accesibil. Pentru că, într-adevăr, am studiat tratate de anatomie, unde și eu, deși sunt de formare medică, a trebuit să stau să înțeleg, să descifrez un anumit limbaj. Și atunci mi-am dat seama că, pentru o persoană care nu este instruită în acest sens, va fi foarte, foarte dificil să înțeleagă un limbaj și niște termeni strict medicali. Și atunci mi-am propus ca în acest ghid, care conține și o parte de anatomie și de fiziologie, o parte minimă, astfel încât oricine care vrea să învețe, să studieze și să facă un masaj, este necesar să le cunoască. Și din acest motiv, partea de anatomie și fiziologie a fost structurată într-un și scrisă într-un limbaj destul de accesibil, spun eu, oricărei persoane, fie că este de profesie medicală sau nu. Bineînțeles că acest ghid se referă, se adresează în primul rând celor care sunt instruiți în partea de masaj, dar dacă o să studiați și dacă o să aveți curiozitatea să pătrundeți într-adevăr în tainele lui, o să vedeți că, într-adevăr, chiar dacă nu aveți la bază cursul de masaj, puteți să începeți să practicați pe persoanele care vă sunt apropiate, pe parteneri, pe copii, pe părinți și așa mai departe.
tocmai pentru că mi-am propus să descriu foarte multe amănunte cu unele exemple, cu detalii, astfel încât să puteți practica manevrele care sunt aici. Și, într-adevăr, în momentul de față lucrez la cel de-al doilea volum, pe care unii dintre voi m-ați și întrebat deja când va fi gata, pentru că cel de-al doilea volum va cuprinde mult mai mult din ceea ce domnul profesor a spus, din partea energetică, din partea de transmitere a energiei dincolo de strict fizic. Facem un masaj la nivelul corpului fizic, dar, într-adevăr, nu ne adresăm doar structurilor pe care le vedem, structurilor care se văd, da? În volumul al doilea voi vorbi despre meridiane, despre energii, despre câmpuri și despre foarte multe exerciții și tehnici prin care cel care vrea să facă un masaj la nivel profesionist este necesar să și le însușească, astfel încât să poată să transmită receptorului și o parte, să spunem, energetică dincolo de partea fizică, propriu-zisă. Foarte mulți de aici, marea majoritate, pe lângă faptul că ați făcut cursurile de masaj, mi-au spus și pacienți, și îmi sunteți și pacienți, și îmi sunteți foarte dragi, pentru că Piatra Neamț este orașul meu natal și este orașul în care mă întorc tot timpul cu inima deschisă și de aceea mi-am și dorit foarte mult să facem o lansare de carte și aici. Și datorită dumneavoastră, anual sau chiar de două ori pe an, ne întâlnim și în cadrul cabinetului, în cadrul ședințelor de acupunctură, de masaj. Și pentru cei care sunteți și pacienți, acest ghid vă va ajuta să înțelegeți mai mult ceea ce primiți în cadrul cabinetului, pentru că, într-adevăr, mulți mi-au spus că vă simțiți foarte bine și primesc permanent telefoane când mai veniți, când mai veniți. Și din acest motiv, acest ghid vă va sta la dispoziție pentru a înțelege mai mult și ce vi se întâmplă dincolo de actul masajului propriu-zis. Deci, în acest volum veți regăsi partea de masaj somatic, deci masajul corporal la nivelul tuturor segmentelor corpului și partea de reflexoterapie. Reflexoterapia plantară, așa cum eu am studiat-o în China, pentru că inițial în România am studiat o altă metodă. În momentul în care am plecat în China am descoperit o altă metodă și când m-am întors, chiar unii dintre voi, dacă țineți minte, v-am chemat și am zis, haideți să vă arăt și ce am învățat de acolo. Și feedback-ul a fost chiar din partea voastră, pentru că ați aplicat și metoda veche și metoda nouă și mi-ați relatat că, într-adevăr, metoda nouă este mult mai puternică și mai eficientă, de aceea și eu personal am adoptat doar metoda pe care am învățat-o de acolo, pentru că, într-adevăr, e o tradiție de 5.000 de ani și poate chiar mai mult de 5.000 de ani. Pe când la noi în țară foarte multe școli au încercat să-și adapteze stilul, să facă un pic mai accesibil partea aceasta, mai accesibilă partea de reflexoterapie și lucrurile au fost un pic simplificate. Deci veți regăsi partea de reflexoterapie plantară și, bineînțeles, veți regăsi și planșele și o descriere mai pe scurt, așa, a organelor, proiecția organelor la nivelul palmelor, da? Pentru că și pe palme, așa cum sunt în tălpi, la fel avem proiectate toate organele interne și la palme este mult mai accesibil, ne putem face un automasaj, deci nu este necesar să depindem neapărat de o persoană din exterior. Și de asemenea v-am atașat câteva planșe, câteva imagini cu proiecția organelor pe limbă. Da? Că spunem că atunci când ne ducem la medic, ne cere să scoatem limba. Da? Și în funcție de aspectul limbii, v-am scris aici cam ce anume puteți să regăsiți, ce probleme, ce organe sunt afectate și de asemenea pe buze, pentru că și buzele noastre reflectă toate organele interne, da? Și dacă apar anumite pete sau, știu eu, herpesul, persoane care fac frecvent herpes, fiecare semn, da? Fiecare mic semn ne dă un indiciu asupra stării noastre de sănătate. Totul se relevă din interior spre exterior. De foarte multe ori sunt persoane care au probleme de piele. Și merg la medici, merg la dermatologi și, în general, ce se aplică? Se aplică tot felul de ungüente, creme. Omul este bucuros că îi se vindecă problema la nivelul pielii și, de fapt, ce facem? De fapt,
problema care corpul încerca să ne arate, să ne tragă un semnal de alarmă că ceva se întâmplă în interiorul lui și a exteriorizat prin piele acel lucru, noi ce facem? Îl băgăm înapoi prin toate cremele care de cele mai multe ori conțin cortizon. Și în felul acesta, pe termen lung, apar patologii sau boli din ce în ce mai greu de tratat, da, până la alergii de toate felurile, azbron și așa mai departe, care de fapt nu sunt decât niște semne că noi nu am fost atenți la un anumit moment, da, și nu am tratat corespunzător acea problemă. Din potrivă, atunci când mergeți la un medic naturist, vă va da anumite remedii care vă scoate problema la suprafață. Deci o scoate din interior, o scoate la suprafață. Și știți că majoritatea dintre dumneavoastră ați venit la primele ședințe și mi-aduc aminte de o persoană din sală care m-a sunat și mi-a zis eu nu mai pot, nu mai vin că mă dor toate. Da? Și eu am zis că e firesc să fie așa pentru că organismul scoate la suprafață anumite probleme după care va fi din ce în ce mai bine. Și după cele 10 ședințe, aceeași persoană m-a sunat și mi-a zis mă bucur că am avut răbdare, că, într-adevăr, acum mă simt foarte bine, da? Deci, noi, de obicei, nu ne place, oamenilor nu ne place să ne doară, să, știu eu, să avem un disconfort, sau mai ales fetele tinere care au acne, da? Și, în prima fază, un tratament natural, naturist, îi va scoate mai mult, îi va exterioriza mai mult din acnea respectivă și persoanei, bineînțeles că nu o să-i placă. Ea a venit tocmai pentru că vroia să-și rezolve această problemă și tu o faci, o amplifici în prima fază. Da? Dacă persoana are răbdare, lucrurile la final vor fi foarte, foarte ok. Deci, este un punct de vedere diferit față de medicina alopată pe care am studiat-o și bineînțeles că îmbrățișez ambele variante pentru că sunt situații în care nu ai ce să faci, deci trebuie să apelezi și la medicina alopată, dar întotdeauna tratamentul este bine să fie completat și de un tratament naturist și până la urmă chiar de a rămâne strict pe un tratament naturist care să cuprindă partea de masaj, acupunctură, fitoterapie și să nu uităm într-adevăr de partea de tai chi, qigong, care ne ajută să ne reechilibrăm și din punct de vedere energetic. Cam asta este ce am eu să vă spun despre acest ghid. Bineînțeles că în partea a doua va fi o continuare. O să vedeți că am făcut foarte multe trimiteri la cele două cărți, pentru că urmează două cărți. Una dintre ele o scriu deja, cealaltă este în proiect. Următoarea carte va fi partea a doua de masaj. Deci acolo veți regăsi, așa cum spuneam, partea de meridiane energetice, pe afecțiuni mai în amănunțime, ce puncte să masăm pe tot corpul. Deci acum, în prima parte, ați văzut, am pus numai palmele, tălpile, buzele și limba. Dar în partea a doua veți regăsi și urechea, da? Și proiecția organelor pe scalp. Deci absolut toate părțile corpului nostru reflectă corpul în întregimea sa. Nu există o structură în care să nu avem proiectat întregul. Și apoi pe afecțiuni diverse metode pe care le puteți aplica astfel încât să vă puteți menține starea de sănătate, combinat și cu exerciții de tai chi, qigong, meditații, la fel pentru a vă menține în întregime o stare de sănătate optimă. Și bineînțeles că unii deja mă întreabă de partea a treia, deci de cartea a treia. Știu că este cea mai tentantă și cea mai interesantă pentru că va cuprinde rețete alimentare, modul de alimentație, pentru că citind foarte mult în domeniul acesta, m-am dat seama că nici acolo nu există o carte care să exprime foarte, foarte clar ce să mâncăm, cum să mâncăm, ce să combinăm, cu ce să combinăm, pentru că de obicei noi mâncăm tradițional și ne trezim că nu ne simțim foarte, foarte bine. Și atunci mi-am propus să aduc așa puțină lumină și în partea aceasta de alimentație în care să discutăm despre combinația alimentară, orele la care mâncăm, ce principii mâncăm dimineața, vrem seara și, bineînțeles, cu câteva rețete specifice pentru fiecare masă. Cam la asta lucrez acum. Sper să fie gata cât de curând. Până atunci eu vă invit să o luați cu începutul, adică acesta este ghidul de bază. Este cartea de căpătâi cu care începem, chiar și la cursuri, de aici plecăm.
Sunt mulți care mă întreabă, dar nu pot să vin direct în modulul al doilea, pentru că sună mai interesant. Nu puteți să intrați în clasa a 9-a fără să fi făcut clasa 1-8, da? Deci este un ghid de bază, de aceea se și numește ghid practic de masaj pentru tine, pentru că modul, partea a doua, deci următoarea carte, de fapt pleacă de la acest ghid și îl completează. Nu sunt așa de sine stătător și putem să parcurgem doar al doilea fără să fi parcurs pe primul. Sper să vă placă și vă mulțumesc că sunteți aici!